Bucureștiul se trăiește, Bucureștiul se vorbește, Bucureștiul se citește. Sunt 6 lecturi posibile ale orașului, ceea ce ne propune criticul literar Andreea Răsuceanu în cel mai recent volum pe care îl semnează la editura Humanitas, Bucureștiul literar. Bine ai venit, Andreea, la Arte, Carte și Capricii. Bine v-am găsit. Aș vrea să te întreb mai întâi de toate pentru un demaraj așa cum trebuie al discuției noastre. Cam când crezi că a început relația ta publicistică însă cu Bucureștiul? Relația publicistică e foarte veche. Cred că încă de când scriam la lucrarea mea de doctorat, acum mulți ani, care a devenit și prima mea carte, Cele două mântulese, am început să descopăr încet, încet secretele acestui cartier bucureștean și acestei străzi mântuleasa. Și tot atunci am început să scriu treptat articole în diferite reviste literare despre istoria acestei străzi. Pe măsură ce acumulam mai multă informație de la arhive, scriam pur și simplu cum văd eu relația dintre istoria reală, cu, dacă vreți, a acestei străzi și istoria sa literară, așa cum a văzut-o Mircea Eliade. Încă de când scriam la Bucureștiul lui Mircea Eliade, m-am gândit că, de fapt, scriitorul care privilegiază imaginea orașului în literatura română este Mircea Cărtărescu. Cred că acolo e cea mai complexă imagine a Bucureștiului. E un București ca un alter ego al naratorului. E un București senzorial, ca un rezultat al percepției. E un București ca un corp, ca o alcătuire anatomică, unde fiecare clădire rasă de lamele buldozerelor e echivalent unui organ vital. Este un București, e un oraș ca un text pe care îl scrii în timp ce te deplasezi prin el și așa mai departe. Deci totul a pornit de fapt de la trilogia Orbitorului și de la novelele lui Mircea Cărtărescu și a culminat cu Solenoidul său. Și apoi am citit și am recitit foarte multă literatură contemporană, gândindu-mă care ar trebui să mai fie ceilalți autori pe care să-i includ în acest volum. Și recunosc că un criteriu important a fost diversitatea. Nu am vrut să fac o carte de sinteză, ci am vrut să găsesc un eșantion reprezentativ de scriitori contemporani care să se fi raportat în mod diferit la oraș. Și următorul pe lista mea a fost Gabriela Adameșteanu. Am pornit de la ultimul său roman, Provizorat. Am crezut că voi scrie doar despre Bucureștiul acela comunist, cenușiu, teribil din romanul acesta și nu numai. Apoi, investigând mai departe, mi-am dat seama că relațiile personajelor cu orașul sunt mult mai complexe și am mers încet, încet către proza ei scurtă, către proza de început și către primele ei romane. Deci avem Mircea Cărtărescu, avem Gabriela Adameșteanu, 2, ne mai rămân încă 4 până la 6. Stelian Tănase, care propune și el două imagini foarte diferite ale orașului. Acesta a fost și unul din motivele pentru care l-am ales. Apoi sunt Simona Sora, cu romanul ei Hotel Universal, Ioana Pârvulescu și Filip Florian, cu Zilele Regelui, pentru că romanele lor alcătuiesc, de fapt, o imagine, în literatură, evident, a orașului în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și m-a interesat foarte mult să văd care este perspectiva, tripla perspectivă a acestor autori, despre un același interval temporal. Am ales ca structura cărții mele să fie aceea de diptic, pentru că sunt, după mine, două imagini generale ale Bucureștiului. E un București contemporan sau al istoriei recente, recognoscibil, Bucureștiul prin care ne mișcăm cu toții astăzi, și un București reconstituit al trecutului. Și atunci am ales câte 3 autori care să fi vorbit despre aceste două mari tipuri, să spunem, de orașe și să fi mers fie pe filiera documentelor, cum se întâmplă cu Simona Sora, Ioana Pârvulescu și Filip Florian, către reconstituirea aceasta a imaginii orașului, fie să fie rezultatul unei experiențe directe. Mi se pare inepuizabil în continuare Bucureștiul. Da, e un interes extraordinar în ultima vreme față de oraș, în toate formele sale.
sunt cărți de istoria orașului care țesuie valorificat literar, cum încerc să demonstrez și eu aici în carte. Sunt tot felul de trasee culturale care se fac, de evenimente legate într-un fel sau altul de diferite locuri din oraș. Lucrul acesta e minunat, spun eu, arată un interes crescut al micilor comunități, să spunem, ale cartierelor față de locul în care trăiesc, dar și un interes mai mare, general, al bucureșteanului față de orașul în care trăiește. Iar eu am vrut cu această carte tocmai să îi ajut pe cei care iubesc deja istoria orașului să meargă un pic și spre imaginea aceasta a orașului, așa cum apare el în literatură, și pe cei pasionați de literatura contemporană să vadă orașul în care trăim cu alți ochi. Îți mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc!